unul dintre ei pleacă astăzi acasă? O să păstrați legătura? Da. Da? N-aveți voie. După ce ieșim, orice de-a noastră. Am înțeles. Cristina! Scapi de chin? Pentru că bănuiesc că este un chin să-l vezi în casă. Cred că e un chin și mai mare să plece. Ce frică? Un pic. De ce? Știu, nu vreau să plece. Îți dorești să pleci? Ți-e teamă că o să pleci? Ce simți, Radu? Sincer, îmi doresc să plec. Marinel. Da. Abia aștept să pleci, să înțeleg. Sau ți-e indiferent? Nu neapărat că nu mi-e indiferent, doar că nu e la alegerea mea să plec sau să stau. Publicul decide dacă e să plec. Dar vă dați seama că mi-ar părea rău dacă aș pleca. Pentru că totuși aștept și eu fata aia să coboare pe scări. Asta e, acum nu sunt indiferent, vă dați seama. Ei, mi-ar bine plăcea să stau. Așa dai impresia. Nu, nu, Doamne ferește, păi n-am venit aici să... Ce? Am înțeles. Chris, da. Îți pare rău? Ți-e tot una? Ce simți? Nu, nu mi-este tot una, nu mi-este indiferent. Mi-ar plăcea să mai rămân, dar depinde de... Na, fiind cea mai nouă, probabil că nu am atât de multe voturi ca și restul. Am înțeles. Bă. În această gală primul care va merge la loc dintre cei trei și este salvat, este... Înainte de a spune cine merge la loc, Radu, ai ceva să-i spui Cristinei? Vreau doar să-i spun Cristinei că în cazul în care eu să plec de aici, te-am și mă gândeam acum că poate tu, în momentul în care o să ieși, nu știu, poate lucrurile vor merge diferit între noi doi, dacă nu sper să-ți găsești pe cineva aici. Nu am înțeles nimic. Nu am înțeles. Ce-i vreo, Radu, dacă, dacă nu ești să găsești pe cineva. Nu, dacă iese să-l contacteze, dar dacă nu, să-și găsească. Marinel, vrei să-i spui ceva Patriciei, Biancăi, Mihaelei? Ce să spun dacă eu nu-ți... am greșit cuiva, cer iertare și cam atât. Da. Serios? Place. Da. Marinel i-a luat cuvintele lui Radu. Care Radu trebuia să le spună. Dacă v-am supărat pe careva, vă rog frumos să mă iertați.
frumos. Să te ierte. Dar să nu se mai repete. Te-am supărat cu ceva? Cris, vrei să-i spui ceva lui Ionuț? Nu. Ciao. 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 Dar mătură, nu-i așa. Bun. Astăzi, unul dintre cei trei va părăsi casa iubirii. Fie se va rupe o prietenie. Nu se rupe, doamna Andreea. Se rupe, ochii care nu se văd se uită. Și la câte neînțelegeri ați avut voi? Plus că n-aveți voie să vorbiți după. He-he. Dar a doar nevoie să-i răspunzi la telefon. Și mai există o situație. Cristina ar putea rămâne de tot fără Radu aici, în casa iubirii. Dar haideți să vedem cine merge înapoi la locul lui. Primul salvat dintre cei trei este... Radu. Te-ai rupt. Doamne, Andreea, mai puc cu Ionuț. De ce a zis? E un deranjant. Adevăr sau ce a zis? Deranjant. Ce-ai zis? Doar i-ai rupt. Am sigur că nu-mi placă. Ce amuzant. Ai râs și tu un pic. E cam relaxat. Cine? Tu! Cine? Acolo nu eram stresat. Aaa, da, s-a văzut! Eu așteptam să cați mai gustul la piscină atunci, îți țeru picior. Bun. Părăsește casa iubirii. Astăzi, în această gală, părăsește casa iubirii. Cris. Marinel, poți merge la loc. Ți-am zis, Marinel. E rupt. Cris? Da. Cum a fost parcursul până aici, până astăzi? A fost foarte frumos, mie mi-a plăcut. Țin să mulțumesc tuturor pentru experiența asta, chiar dacă a fost una destul de scurtă. Nu-mi pare rău de nimic, am fost eu și atât. Și ce pot să zic? M-am bucurat de ea cât a fost. Ai mai repeta-o? Cred că nu. De ce? Cum a spus și nu mai știu cine a spus, Laurențiu sau Marinel, cred. Nu știu dacă locul meu e chiar aici, nici eu nu m-am regăsit. Probabil s-a și văzut și chiar am primit multe mesaje de genul acesta, că nu e chiar locul meu aici. Nu știu în ce sens au spus-o telespectatorii, dar am simțit-o și eu într-un fel. Noi ne-am bucurat de tine pentru că ai fost reală. Și asta spune multe. Da, păi... Dacă toate chiar camerele așa astea și dacă toate comentariile și toate părerile nu schimbă un om, asta e foarte important. Da.
Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu. Și-ți doresc să întâlnești iubirea afară. Mulțumesc. Cu drag, îți poți lua la revedere de la colegii tăi.